Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Gorj fac un apel la contribuabilii gorjeni să-și depună declarațiile fiscale până la termenul limită de 25 septembrie. Aceștia au obligația să completeze și să depună la sediul DGFP Gorj mai multe documente tipizate. Până la această dată, contribuabilii au obligația de a depune la organul fiscal mai multe formulare de declarații fiscale. Principalele declarații fiscale ce trebuie depuse până la acest termen sunt declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența persoanelor asigurate. Cei care nu respectă termenul limită de depunere a declarațiilor riscă să fie sancționați cu amenzi contravenționale de până la 5.000 de lei. Neîndeplinirea acestor obligații declarative reprezintă contravenție și potrivit codului de procedură fiscală se sancționează cu o amendă cuprinsă între 500 și 5.000 de lei. Contribuabilii au posibilitatea de a depune aceste declarații și online prin mijloacele electronice de transmitere la distanță. Pentru a realiza acest lucru, agenții economici trebuie să dețină un certificat digital calificat emis de furnizorii acreditați de servicii de certificare.